Avem vești tare bune de aici, de la Băile Herculane. Am început șantierul de revitalizare a malurilor Cernei și a cădițelor de tratament. Voi ați votat, iar acum noi implementăm ca să vedeți câtă putere aveți voi în transformarea Băilor Herculane în mai bine. Acest șantier va dura câteva luni, se bucură de sprijinul administrației locale, dar și al altor instituții cu care colaborăm. Iar în aceste luni, să vă spun foarte pe scurt ce vom introduce aici în sit. Locuri de stat, cabine de schimb, pentru că asta a fost o cerință a dumneavoastră pe care ne-ați exprimat-o în nenumărate rânduri, o zonă special amenajată pentru a face plajă și, bineînțeles, la final, în luna septembrie, vom amenaja tot spațiul verde cu alei, cu plante perene, tocmai pentru a ne bucura împreună de un loc care să fie cât mai accesibil pentru toate vârstele și să putem face aici activități împreună, de ce nu? Aș vrea să vă spun că acest proiect a fost, după cum spuneam, selectat în cadrul Raiffeisen Comunități. Este o inițiativă desfășurată de către Raiffeisen Bank România împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare. A fost o campanie în care chiar voi ați votat, iar noi am câștigat, iar acum vedeți, totul se întâmplă. Aș vrea să fac însă și un apel la dumneavoastră, pentru că proiectul este unul foarte mare. Orice ajutor este binevenit, tocmai pentru a ne bucura cu toții la final de un spațiu care va arăta excepțional, zic eu. O mică donație în conturile pe care le voi menționa eu mai jos va face minune, așa că nu ezitați, donați, dar în primul rând veniți aici la Băile Herculane și bucurați-vă de apele acestea termale care sunt miraculoase, o doză întreagă de sănătate, gratuit, în natură. Vă mulțumim, vă așteptăm la băi și mulțumim pentru tot sprijinul dumneavoastră.